din sesiunea de toamnă a anului 2016. Este a patra sesiune de conferință, nu pot să acționez în spunul ăsta. Și mulțumim domnului Mihai Gheorghiu pentru că a acceptat invitația noastră. Domnul Mihai Gheorghiu este scriitor, este directorul general adjunct al Muzeului Țăranului Român, este președintele Comitetului de Inițiativă al Coaliției pentru Familie, coaliție pentru care noi ne-am străduit atât de mult noi, adică în sensul noi și dumneavoastră, să strângem semnături în acest an. Și l-am invitat în această toamnă să ne vorbească despre un subiect pe care noi îl considerăm pur și simplu dureros, n-am alt termen, respectiv reeducarea anticreștină a noastră, adică omului contemporan. Ceea ce vreau să facem este să, după o prezentare și o încercare de explicare a ceea ce vrea să transmită această conferință, să putem, dacă vreți, discuta liber pe marginea subiectelor ridicate, ca într-un obișnuit club de discuții. Voi încerca să fiu cât mai concis, direct și să încep să vă transmit esențialul acestei preocupări pe care o sumedenie dintre noi le avem privitoare la timpul pe care îl trăim și la mizele acestei epoci, care este într-adevăr o epocă de profunde schimbări. Titlul poate că e un pic, sau pare, poate să pară un pic dur, dar el, să știți că descrie cu exactitate ceea ce se întâmplă. Sigur că este un subiect care e practic de negăsit în conferințele oficiale, în mass media oficială. Este un lucru pe care îl trăim zi de zi, dar care, în mod inexplicabil, nu este devaluat, descris, definit, decât marginal. Marginal nu pentru că el ar fi un subiect marginal sau cei care scriu despre acest subiect ar fi marginal. Marginal pentru că este ținut la marginea discursului public. Pentru că acest tip de punere a problemei înseamnă să pui întrebările esențiale. Și întrebările esențiale întotdeauna dor, deranjează, creează disconfort, pun probleme. Și e mult mai simplu să avem cât mai puține probleme și să mergem așa cu turma unde ne îndreaptă unii și alții. Am și acest privilegiu, în ghilimele, al vârstei. Am trăit și ultimii ani ai regimului comunist. Am trăit și acest 25 de ani ai schimbării noastre. Astfel încât, la un moment dat, mi-am pus cu seriozitate această problemă, în fond, ce trăim și către ce ne îndreptăm. Sunt convins că e un lucru pe care mulți dintre noi și-l pun, e o problemă pe care mulți dintre noi și-o pun, pentru că e atât experiența noastră personală, dar iată, negativă, pozitivă, cu curcușurile și coborușurile ei, dar e din ce în ce mai mult și experiență pe care o suportă proprii noștri copii. Și atunci lucrurile devin cu atât mai dramatice, cu atât mai interesante, și mai importante. Pentru că este important să urmărim către ce se îndreaptă noile generații, care este orizontul lor de speranță, de experiență. Și atunci, ceea ce vreau să spun este că preocuparea asta poate fi privită și din punct de vedere pur intelectual, cum încearcă unii să o privească, dar ea are o existență și de asta mi-am permis să vin astăzi în fața noastră, are o încărcătură existențială foarte importantă. E un lucru care ne privește pe noi în cea mai mare măsură și pe copiii noștri. Așa cum și inițiativa Coaliției pentru Familie, a cărei coloană vertebrală este aporul în toată țara, privește existențele noastre în modul cel mai personal și pe copiii noștri în modul cel mai personal. Pentru că miza schimbărilor dramatice
care ne sunt propuse este chiar viața copiilor și a nepoților uneori noștri. Am să încep prin a explica titlul, pentru că din explicarea mai extinsă a titlului ne vom da seama exact către ce vreau să îndrept discuția noastră, care, repet, vreau să fie o discuție până la capăt, deci și întrebări și răspunsuri și probleme de ridicat, pentru că așa cred că putem fi cu toții sporiți și să plecăm de aici cu lucruri mai limpezi. Reeducarea este, într-adevăr, un cuvânt foarte puternic. Probabil că mulți dintre noastre ați auzit de el. El a fost și este folosit în legătură cu o anumită experiență, mă refer acum la experiența istorică românească, și anume este vorba de fenomenul reeducării de la Pitești. Deci cuvântul acesta, probabil că în mintea celor care cunosc fenomenul, au o știință de această, să spunem așa, literatura experienței carcerale românești, experiență carcerală fundamentală pentru existența unei întregi generații de oameni care au trăit, au trecut prin pușcările românești. În mod esențial, reeducarea de la Pitești viza schimbarea totală a minții și sufletului studenților încarcerați cu deosebire în închisoarea de la Pitești. Sigur că experimentul a avut reverberații și la Gherla, și la Aiud, și în alte mici închisori, dar în principal el a fost, experimentul s-a desfășurat la Pitești cu generația tânără post-postbelică. Și viza această schimbare a minții și a sufletului și această descreștinare violentă a minții și sufletului celor care au intrat acolo. Dar principiul reeducării ca atare, folosit cu atâta, impus cu atâta violență la Pitești, cu o violență despre care se spune că a fost unică în întreg lagărul comunist și, într-adevăr, așa a fost. A fost un experiment teribil, un experiment pe care îl putem numi cu adevărat demonic. A vizat, repet, această completă schimbare prin violență. Violențele sunt de nedescris și nu voi intra acum în aceste amănunte. A fost o experiență de un tragism și de o violență extremă. Dar principiul reeducării nu este nou. Este un principiu care a funcționat și funcționează, din păcate, în civilizația europeană cam de aproximativ 300 de ani și el a fost pus în practică pentru prima oară în timpul Revoluției franceze. Ceea ce foarte multă lume sărbătorește, mă rog, într-un fel cu legitimitate și pe bun temei, ca fiind o experiență, o primă experiență a democrației europene, a trimiterii puterii către popor și așa mai departe, deci Marea Revoluție franceză în 1789, a fost totuși și o experiență istorică de un tragism și de o violență extraordinare, pentru că, practic, a avut încastrată în desfășurarea ei primul mare genocid european al modernității și, dacă vreți, un genocid anticreștin, în mod clar, pentru că la 1793, între 1793 și 1796, a avut loc războiul civil, așa e numit într-o anumită literatură istoriografică, războiul civil franco-francez. E vorba de războiul dintre armatele republicane, ale Comitetului Salvării Publice și armatele formate din nobili și din țărani, armatele numite royaliste. Motoul armatei royaliste era Dieu le Roi, Dumnezeu Regele. Era ca desen o inimă din care creștea o cruce.
Ce s-a întâmplat de-a lungul acestor trei ani, între 1793 și 1796, Vandeea, o provincie franțuzească în care s-a format această rezistență la avalanșa anticatolică și antiroyalistă, antiregalistă a Comitetului Salvării Publice, deci a republicanilor, a fost practic devastată, populația măcelărită, armatele royaliste practic desfințate, într-un în ceea ce se numește în literatura istoriografică de specialitate, repet, primul genocid din Europa modernă. Armatele republicane au format 8 coloane infernale, așa se numeau, care decimau nu numai populația în armată, ci și populația civilă. Au fost primele cazuri de ucidere a populației civile, a preoților, a femeilor, a copiilor, într-un efort disperat de a desfința, de a destructura orice rezistență antirepublicană în Vandeea. Au reușit, într-adevăr, după 3 ani de zile, dar cu costuri care s-au cifrat la peste 200.000 de oameni. Armatele royaliste nu au depășit niciodată cifra de 40-45.000 de oameni. Restul au constituit o populație civilă. Deci, practic, există o dualitate profundă a acestui eveniment care este transcris în literatura istorică oficială ca o mare, extraordinară încununare, ca primul moment al democrației europene, al guvernării poporului de către popor. Există această dualitate profundă pentru că această așa zisă perfectă democrație a fost instaurată cu prețul a sute de mii de oameni omorâți în Vandeea, dar nu numai acolo, ci pe întreg cuprinsul a ceea ce a fost Republica Franceză la momentul respectiv, pentru că atunci s-a instaurat pentru prima oară teroarea revoluționară. Dar asta este, aici mă opresc cu relatarea acestor evenimente istorice, mă rog, militare, pentru că Revoluția Franceză a fost practic un extraordinar efort de reconstrucție socială, politică, istorică și a însemnat prima mare explozie a acestui principiu revoluționar al reeducării. Pentru că reeducarea este, în esență, un principiu revoluționar. Este un principiu pe care revoluțiile îl pun în practică în momentul în care vor să uniformizeze întreg peisajul social, în care vor să șteargă tradițiile, vor să șteargă conștiința istorică a unui popor, a unei regiuni, a unei clase, astfel încât această extraordinară violență istorică, această extraordinară violență teroare istorică, politică, militară și civilă, precede, dacă vreți, nașterea socialismului și opera lui Marx și Engels, care practic sunt cei care au teoretizat, au intelectualizat toate aceste lucruri și le-au transformat în fundamentul comunismului și al socialismului. Experiența, modelul pe care îl folosește Lenin în Revoluția Bolșevică este, se află integral în modelul Revoluției, terorii revoluționare din Revoluția Franceză. Astfel că există o continuitate care este de altfel o idee relativ comună, chiar dacă, de dragul discuției, putem simplifica, există o continuitate aproape neștirpită, neîntreruptă, între aceste două mari revoluții, Marea Revoluție Franceză și Revoluția Bolșevică din Rusia, care s-a bazat tocmai pe principiul proletariatului și al terorii absolute exercitate împotriva unei întregi societăți. Deci iată care sunt rădăcinile acestui cuvânt pe care noi îl folosim, l-au folosit comuniștii ca atare, și anume reeducare.
Dar reeducarea nu se face numai cu mijloace violente. A mai existat un alt eveniment istoric extraordinar, care s-a petrecut în secolul 20, lăsând la o parte modelul și ceea ce s-a întâmplat în Revoluția Bolșevică și apoi după cei 70 de ani de comunism sovietic, distrugerea bisericii, declararea ateismului ca ideologie oficială și așa mai departe, lucruri pe care le cunoaștem cu toții foarte bine. Mai puțin cunoscut pentru noi este Marea Revoluție Culturală din China, care a durat un deceniu, între 1966 și 1976, care a avut exact aceleași principii de explozie socială, de teroare politică, culturală. A durat un deceniu, deci, și a avut ca rezultat 1,5 milioane de victime, studenți, profesori, elevi, în sfârșit. A fost un întreg proces care a avut realmente acest scop al reeducării atât al membrilor de partid, dar și al populației. Este al treilea mare eveniment legat de acest principiu al reeducării, legat de violență, de teroare și de dictatură. Sigur că cei care au o anumită vârstă și amintesc ce a însemnat, măcar, mă rog, ultimii, ce au însemnat ultimii ani ai comunismului, cei care sunt născuți după Revoluție nu pot decât să, mă rog, câte puțin să citească și să aproximeze din discuții din familie și din ce se poate citi, cât se poate citi prin manuale și prin cărți care sunt, într-adevăr, au început să apară, dar există și aici un cost al timpului, dacă nu, măcar al banilor pentru a le achiziționa și a-ți da seama de profunzimea acestui experiment social care a fost social și politic, care a fost comunismul. Dar o să vă povestesc acum ceva pentru a reveni la viețile noastre și la experiența noastră personală, lăsând la o parte tabloul istoric, și voi reveni la propria mea experiență, pe care am avut-o cu Toma, cu fiul meu, care a dat BAC-ul în 2013. Și în încercarea de a-l ajuta, i-am făcut să învățăm împreună la istorie. La o disciplină care, mă rog, era mai, un pic mai străină decât altele. Și atunci am spus, bine, hai să vedem, alegem un manual, care e cel mai bun manual, l-am consultat profesor de liceu, era manualul de la Corint, și l-am achiziționat și am zis, gata, începem să învățăm un manualul ăsta, care pare foarte bun, e recomandat, și punem la punct istoria, clasa 12-a, istoria română. Pe, a trebuit să, având experiență de profesor și la liceu și la facultate, a trebuit să citesc manualul, să văd ce cuprinde, cum e structurată materia și să pot, pe urmă, să, mă rog, îl ajut să predau, să structurez materia și așa mai departe. Tot ceea ce e de făcut. Vreau să vă spun că am avut un șoc după prima lecție, pentru că n-am înțeles nimic. Da, absolut. Am continuat, totuși am perseverat și la lecția 2 și la lecția 3. Îmi dau seama, poate că e o scăpare. Nu sunt un specialist în istorie, dar am citit toate marile tratate de istorie ale României și mi-am închipuit că, în fond, nu e decât un efort de structurare, de precizare și mergem mai departe, nu? Doar nu se... Am continuat să nu înțeleg nimic și să nu înțeleg principiul ordonator al lecțiilor, să nu înțeleg către ce trimite această informație dezmerată, destructurată, oferită unui copil de 17-18 ani, care trebuie să și înțeleagă, trebuie să și rețină și trebuie să și descurce cu toate aceste, lucruri. Evident, a trebuit să închidem manualul, pentru că era absolut evident că nu ajungem nicăieri. Nici eu nu-i pot spune ce e acolo, pentru că eu nu înțeleg și cu atât mai puțin el să înțeleagă, să primească informația corectă și orizontul acestei informații e foarte important și el. Așa că am apelat la un alt instrument didactic, la un manual de sinteze istorice, care era mult mai structurat, mult mai corect, într-o ordine cronologică, dar sigur era mult prea succint și toată chestiunea aia trebuia umplută cu informație, revenit la nivelul narrativ, povestit, așa că
Am folosit un manual vechi, care era manualul lui Giurăs, cu alte surse și am început povestea istoriei noastre să o înțelegem împreună. Dar atunci am avut în mod clar imaginea, pentru că nu mă uitasem pe manuale de foarte mult timp, imaginea unui tip de educație care este complet destructurat și care nu mai servește niciun interes, nici cognitiv, nici de altă natură, morală, de exemplu. Și asta înseamnă că un principiu vital al vieților noastre, care este educația, începe să fie destructurat și manipulat într-un sens extrem de periculos. Mi-am amintit apoi de toate discuțiile pe care le știam mai bine, într-o anumită conjunctură, cu manualele din Republica Moldova, cu ceea ce se poate studia, cum se studiază, cu directivele în Comisiei Europene și am înțeles că subiectul este extrem de important, de vast și că această destructurare a pornit cu ani în urmă și acum sunt culese primele rezultate. Adică dacă manualele au început să arate, nu începuseră atunci, acum 3 ani, cu mult înainte, dar începeau să arate așa, era evident că deja asta este un fruct nu primar, nu inițial, ci un fruct mai târziu al acestui tip de programare a educației privitoare la istoria națională. Pentru că neavând acces la istorie, nu ai acces la memorie și neavând acces la memorie, nu ai acces la identitate. Este principiul fundamental al punerii în operă al reeducării. Nu poți reeduca oameni care au conștiință istorică, nu poți reeduca oameni care au conștiința identității, nu poți reeduca oameni care știu cine sunt, de unde vin și, mă rog, aproximează către ce se îndreaptă. Și atunci îți dai seama că lucrurile au o bătaie mai lungă și că pericolul e mai mare decât te așteptai să, mă rog, îl găsești sau să-i faci față. Destructurarea conștiinței istorice, a memoriei și a identității este unul dintre lucrurile cele mai grave care se întâmplă și se întâmplă sub ochii noștri de foarte mulți ani. În special, aș putea spune că lucrurile au luat o turnură destul de gravă după anul 2000. Generația mai tânără decât a mea, cei care au avut la dispoziție deceniul între 90 și 2000, extrem de frământat, extrem de violent, extrem de sărac, în sfârșit, dar au putut beneficia de un tip de și de școală și de apropiere de resurse intelectuale care urma oarecum tradiția și experiența noastră și a celor dinaintea noastră. După 2000 se observă practic o fractură și o imposibilitate de comunicare, o lipsă de interes masivă pe care școala în anumite, mă rog, segmente ale ei o propagă. Sigur că ideea omului european, a unei civilizații europene unice, a unei civilizații europene care, mă rog, se dezvoltă, e în curs, e foarte importantă. E foarte important să știm că granițele nu sunt atât de, nu trebuie să fie impenetrabile și că nu trebuie să fie de netrecut și că ele trebuie flexibilizate, dar important e unde te oprești cu aceste precepte, unde pui limita de la care începi să nu mai știi nici cine ești, nici cine vor fi cei care te urmează și nici cine au fost cei care ți-au lăsat moștenire, o țară și o cultură. Deci, încep să înțelegi că reeducarea nu e un proces, nu poate fi numai un proces istoric violent, făcut în condiții de dictatură, deci de, mă rog, teroare politică,
securistică, polițienească, ci că devine un principiu și un mod, un modus operandi, un mod de a opera în democrație, în care poți accesa toate sursele, toate orizonturile, dar în care încep să înțelegi și să vezi că această extremă libertate este de fapt una falsă, pentru că începi să nu mai ai acces la un anumit tip de surse. Nu mai ai, începi să nu mai ai acces la lucruri fundamentale. Ai acces la orice, inclusiv la poziția ta în timp real, de exemplu aici, în această frumoasă, în acest frumos teatru, dar nu mai ai acces la date fundamentale. Sigur că asta este un preț pe care cu toții îl plătim civilizației tehnologice și asta este o altă discuție și nu vreau să o abordăm, dar cum facem ca anumite lucruri să fie păstrate? Cum facem ca o tradiție a conștiinței istorice, a memoriei și a conștiinței identitare să existe și nu ca nu numai ca transmitere de la părinte la copii, pentru că asta înseamnă că deja ne enclavizăm, ne ghetoizăm, dacă ajungem să discutăm despre conștiința istorică, despre memoria istorică a poporului nostru, numai în cadrul familiei. Această conștiință istorică trebuie servită inclusiv de școală și inclusiv de cel care finanțează școala, și anume de statul român. Sigur că poate că lucrurile nu sunt atât de evidente și poate, sper, din toată inima să nu fie nici atât de grav. Numai că semnalele sunt multiple, vin de la, mă rog, dacă vreți, de la o generație întreagă și trebuie să devenim foarte, foarte atenți și să începem să ne explicăm exact ce se întâmplă, de fapt, cu noi. Spuneam că acest principiu al reeducării non-violente a minții și sufletului nostru ne duce la problema falsei libertăți și la problema falsei democrației. Pentru că o democrație care este lipsită de popor, o democrație fără demos, care este cuvântul care am venit din greacă, care numește poporul și dă și numele acestei conduceri de către popor, deci o democrație lipsită de demos, e o contradicție în sine, în termeni. Și atunci, cine conduce în democrație dacă poporul începe să nu mai știe nici cine este și nici către ce se îndreaptă? Și aici putem face o trimitere la exemplu zilele noastre, la cele 3 milioane de semnături ale Coaliției pentru Familie, care au trebuit să aștepte 80 de zile să primească o hotărâre de la Curtea Constituțională, o decizie, publicarea deciziei Curții Constituționale luată în 20 iulie. O hotărâre extrem de importantă, o decizie care vizează interesul a 3 milioane de români, a așteptat, repet, 80 de zile să fie publicată, așteaptă încă, pentru că ea încă nu e publicată în Monitorul Oficial, va fi publicată săptămâna viitoare. Deci iată că uneori, mă rog, vocea poporului pare să incomodeze. Rămâne să vedem cât de grav e acest fenomen și pe cine exact incomodează. Deci, ca să trecem și la celălalt cuvânt din titlu, spuneam că reeducarea este în aceste condiții non-violente, respectă totuși câteva criterii fundamentale. Și anume acesta de a muta orizontul cunoașterii, mintea și sufletul celor vizați către cu totul alte orizonturi, care nu sunt ale lor, care sunt aduse, transcrise, definite ca fiind fie moderne, fie pozitive în cel mai înalt grad, fie reprezentând progresul. Asta este un mit extrem de important al progresului și este mitul servit de toate revoluțiile, care nu sunt toate revoluții neapărat marxiste. Mitul progresului, mitul faptului,
care spune că noi evoluăm. Este imposibil să nu evoluăm. De la o zi la alta, existența noastră istorică trebuie să ducă către progres. Indiferent ce facem, este clar că evoluăm. Evoluăm așa cum evoluează telefonul Samsung, de la o variantă la alta, sau celălalt. Cred că existența umană e ceva mai complicată decât existența unui aparat de telefonie mobilă și că acest principiu al progresului din adins și al curgerii timpului ca o curgere spre progres este un principiu fals. Numai că ceea ce se spune, ceea ce ni se vinde și la televizor și în toată presa și numai în presă, este această mișcare progresivă, dacă pot să folosesc acest adjectiv, către progres. E, progresul acesta e întotdeauna extrem de delimitat, dacă el există, și, cum bine știm, e posibil să fie un progres material, dar să fie un regres spiritual. În multe ocazii ne lovim de, de această dualitate extraordinară. Dacă vă mai amintiți, 45 de ani am fost într-o eră de continuu progres. Totul era progres, material, tehnico-științific, în sfârșit de toate lucrurile, dar am sfârșit prin a fi o nație sărăcită, întristată, chinuită și, mă rog, știm cu toții prin ce am trecut. Sunt câteva mituri promovate de acest tip de revoluție continuă. Și ăsta este un pilon fundamental, mitul progresului. Tuturor celor care intră în biserică, care se duc la hramuri, la procesiuni, vedeți, mai ales și în telejurnale, dar și în, mă rog, rețelele de socializare, din, mă rog, oamenii ai trecutului, retardați, incapabili de să acceseze modernitatea, incapabili să se integreze și așa mai departe, nu suntem scoși. Și aici venim la o problemă fundamentală pe care o sugerează și titlul și mesajul principal, și anume contradicția care apare din ce în ce mai des între conștiința creștină și datele societății moderne, între modernitate și această conștiință creștină pe care majoritatea poporului român o are și numai poporul român. În orice caz, dacă vorbim de o fractură în Europa, ea este vizibilă în foarte multe sondaje sociologice, și e vizibilă inclusiv în atitudinea față de familie. Acolo unde există o rezistență față de această completă sabordare, renunțare la rădăcinile creștine ale moralității și civilizației europene, și e vorba de Occidentul care este la ora actuală promotorul acestei revoluții culturale și acestei revoluții sexuale, vedem că această conștiință creștină e mai activă, mai prezentă în popoarele care au suferit sub comunism ce au suferit. Și nu e deloc un paradox istoric, cred că este perfect explicabil pentru fiecare dintre noi. Țări ca Polonia, Ungaria, Cehia, Slovenia au respins, de exemplu, ca să revin la exemplu, la un lucru pe care îl știm cu toții, o definiție a familiei care se cuprindă și altceva decât uniunea dintre un bărbat și o femeie. În Occident, în afară de Italia și Germania, această definiție este deja transcrisă în legi organice sau chiar în constituțiile țărilor respective. Deci acest val a venit și se află nu la granițele României, ci chiar în miezul vieții publice, sociale, politice, culturale și religioase a României. De aceea am simțit nevoia să preîntâmpinăm această bătaie în ușă a ceea ce, mă rog, unii ar putea considera inevitabil,
prin acest efort uriaș de strângere a celor 3 milioane de semnături pentru a păstra și a înscrie în Constituția României adevărata definiție și unica definiție a căsătoriei. Există un adevărat război care se duce nu numai în jurul familiei și a definiției familiei, numai unul dintre exemple. Și acest război care a fost dus în Occident timp de 30-40 de ani și pierdut acolo, pentru că la ora actuală lucrurile sunt scăpate de sub orice control, sper să ne ajute Dumnezeu să nu-l pierdem și noi în această parte a Europei. Dar presiunile sunt extreme și enorme. Și, repet, fac parte din acest, putem să-i spunem și război cultural, dar îi putem spune, pentru a păstra continuitatea cu ceea ce am spus în prima parte, cu această revoluție culturală occidentală, europeană, și e prezentă și în Statele Unite ale Americii, care vine cu acest tăvălug al unei radicalizări totale și a unei despărțiri de absolute de ceea ce numim rădăcinile creștine ale Europei. Miza, în ultimă instanță, este și politică, și ideologică, și culturală, dar este și o miză religioasă profundă. Pentru că ultimul metereț de apărare este această conștiință religioasă a omului european contemporan, a noastră, a rușilor, a iugoslavilor, a polonezilor, a italienilor. Deci acesta este ultimul metereț, ultimul aliniament pe care ne putem posta în a refuza ceea ce ni se oferă ca progres infinit, ca realitate ultimă și ca paradis al istoriei contemporane. Pentru că știm foarte bine că nu acesta este drumul pe care trebuie să mergem și nu acesta este drumul pe care noi vrem să mergem. Deci spuneam că este o revoluție culturală în curs și revoluția culturală, acest termen mare, care cuprinde foarte multe, cuprinde inclusiv acest cuvânt și acest principiu al reeducării, al reconstrucției și a moralei sociale, și a deconstrucției conștiinței religioase, și a despărțirii totale a statului de biserică și a transformării bisericilor în cluburi de noapte. Lucru pe care îl vezi în Europa la orice pas. În special, e adevărat, în nordul Europei. Europa de Sud, care e în continuare o Europa totuși catolică, vezi mai puțin acest lucru. Dar Europa de la când depășește Europa Centrală către Europa Nordică, inclusiv în Belgia, aceste lucruri sunt rutină. Transformarea bisericilor în discoteci, cluburi, magazine, săli de sport și așa mai departe. Acesta este rezultatul unui război cultural care a durat acolo peste 100 de ani și a unei revoluții culturale care durează de peste 100 de ani. Vă voi da iarăși mici trimiteri istorice pentru a înțelege despre ce vorbim. La 1905, în Franța, unul din marii miniștri ai învățământului, culturii și educației, cum se numea, foarte onorat de către tradiția republicană și socialistă și nu neapărat marxistă, este creatorul unei legi care despărțea pentru prima oară statul francez, care era deja republică, care trecuse prin experiențe violente extraordinare, dar despărțea de-abia în 1905 complet statul francez de Biserica Catolică și despărțea prin acesta complet educația făcută de, care era în proporție de 80% făcută de fundații, asociații, biserici, despărțea acest prunc enorm de statul francez. Deci este legea laicității în Franța, dată la 1905 și care este până la ora actuală principiul de bază al statului republican francez. Ori de câte ori veți auzi un președinte francez discutând despre, mă rog, atentate teroriste, despre, mă rog, cum folosesc unii sau alții religia,
îl veți auzi de principiul fundamental al Republicii Franceze, care este principiul laicității. Asta înseamnă că nu există nici un punct, nici un contact de atingere între instituțiile statului francez și societatea creștină franceză. La 1905 lucrurile s-au despărțit complet. Copiii n-au mai putut studia nici în clasele primare, nici în gimnaziale, nici în licee, catolice, n-au putut studia decât în cadrul învățământului de stat. E, acest principiu, care părea iarăși un principiu al progresului absolut, era practic un principiu și punerea în opera unui principiu profund anticreștin, pentru că știm cu toții că spitalul și universitatea sunt creații ale bisericii în Europa. Nu există mare universitate europeană care să nu fi fost creată de biserică sau orice formă de învățământ, mă rog, mai târziu, datorită unor conjuncturi istorice care au avut loc în estul Europei, dar și aici avem același principiu. Biserica a stat la începutul învățământului. Cu atât mai mult marile universități din vest, care au fost create la 1200, 1241, 1248, 1300, 321 și așa mai departe. Sorbona este o creație a bisericii. Deci, spitalul și biserica, care astăzi știți foarte bine că sunt puse în contradicție, a fost creat acest slogan, vrem spitale, nu biserici, care este un slogan creat, nu a avut spontan în piața universității sau nu știu unde, piața universității actuale, este un slogan creat pentru a fi vehiculat și pentru a izbi prin această alăturare. Deci, Doamne, banii se cheltuie pentru biserici și nu pentru spital. E, răspunsul nostru e foarte simplu. Și spitalele și bisericii au fost creația, și spitalele și universitățile au fost creația bisericii în Europa. Deci această întoarcere totală a spatelui către conștiința religioasă creștină, către civilizația creștină europeană, este, în ultimă instanță, un principiu de despărțire totală între stat și biserică și realitatea unei tendințe anticreștine absolut evidente de aproape 100 de ani. Occidentul a fost pus în fața acestui avans și acestei lupte anticreștine, sociale și politice, repet, aproape întreg secolul XIX și în secolul XX așa. Noi am cunoscut această tărie a atacului asupra creștinismului, în special sub forma comunismului, deci a comunismului postbelic adus aici de tancurile rusești, cu acceptul, mai mult sau mai puțin forțat, al Occidentului. Dar acest asalt asupra rădăcinilor civilizației creștine, asupra tot ceea ce înseamnă instituție creată, dezvoltată de creștinism în Europa, nu este numai asaltul Revoluției bolșevice și al comunismului. Studiind istoria Occidentului, îți dai seama că e mai vechi decât apariția comunismului, e mai profund și mai puternic decât experimentul comunist. Dar indiferent sub ce formă am cunoscut acest atac, noi aici în Est, e vorba de bolșevici, de comuniști, ei în Occident sub diverse alte forme, dar în principal și acolo, sub conștiința ideologică, politică a socialismului și a marxismului, ne confruntăm cu aceeași problemă. Cu această imensă revoluție culturală care încearcă să schimbe întreg orizontul unei societăți. Care încearcă să spună că tot ceea ce înseamnă conservatorism, tradiție, conștiință istorică, conștiință identitară, este un principiu al retardării, o expresie a retardării, că este antisocial, că este antimodern, că este rușinos și că este împotriva progresului, împotriva tot ceea ce acest progres ne aduce și că nu putem progresa decât în condițiile acestei
totale disoluție a identității noastre, a memoriei istorice și culturale. Ceea ce este, bineînțeles, complet fals. Vedeți, probabil că, mă rog, se poate sesiza și un lucru care s-a întâmplat și unor literaturi mai puternice decât literatura română, mai puternice pentru că beneficiază de o limbă universală, cum e, de exemplu, franceza, literatura și cultura franceză, dar sunt culturi, vă spun aici, din frământările interioare ale multor cercuri conservatoare franceze, simt acest asalt asupra culturii și literaturii franceze și asupra acestui, cum spun, esențe a spiritului francez. Deci dacă acest asalt și să simt inclusiv în liceele francezești că există o totală depreciere, o totală lipsă de interes, o scădere a oricărei utilizări, citiri, lecturi a ceea ce înseamnă operă fundamentală în cultura franceză, e un astfel de proces, o astfel de experiență, o avem și noi aproape de 20-25 de ani cu ceea ce înseamnă cultura și, mă rog, literatura română, dacă vreți. O incapacitate indusă, o suminare a propriei noastre percepții în proprii noștri ochi, deci din cultură minoră, literatură minoră, paseistă, sau, mă rog, pașoptistă, uneori, lucruri care își pierd orice importanță în fața marilor titluri occidentale, avalanșa de traduceri, dispariția aproape totală a revistelor culturale scrise, ele mai există, dar în tiraje absolut confidențiale, și dispărând aprecierea, dispărând contactul, dispărând studiul, dispărând institutele, dispărând revistele și așa mai departe, dispare practic interesul și capacitatea ca aceste valori să fie aduse în sufletul și în mintea noastră. Dar și vedeți și în această lume editorială și culturală, e exact ca și, mă rog, la o altă scară, ca și în lumea showbiz-ului. Se spune, nu dăm emisiuni de un anumit pentru că nu se cer. Dar nu există nicio cercetare sociologică care spune că nu se cer. Există doar voința de a nu face anumite emisiuni culturale. Există doar voința de a nu investi în așa ceva. Și atunci mi se spune, mă rog, nu știu ce tipuri de emisiune, de reality show și așa mai departe, spun, dar numai astea fac, că vezi, Doamne, rating. Lucrurile sunt mult mai complexe și mai diverse. Deci spuneam că această revoluție culturală care este în curs și care lovește nu numai istoria, dar lovește cultura și în expresia ei, dacă vreți, cea mai, alături de muzică, poate, cea mai, care avea resortul cel mai adânc către inimile noastre și vorbeam de literatură, încet, încet suntem învățați să nu mai avem repere, să nu ne mai întoarcem la vechile repere, să nu mai citim autorii români, să nu mai citim poezie românească, literatură românească, datorită unui așa zis aspect minor, retardat, lipsit de orice contact, de orice priză la modernitate, sau, mă rog, vezi, Doamne, din alte motive, pentru că mari autorii au fost conștiințe morale carente, este adevărat, dar asta nu ne împiedică să citim Satoveanu, care este un autor fundamental. Și nu numai pentru literatura română, ci pentru întreaga literatură europeană. Faptul că, mă rog, scrie în românește și e extrem de greu de tradus, e aproape la fel de greu de tradus ca Eminescu, asta nu îl împiedică de a fi unul din mari autori, repet, un mari autori din literatura europeană. Dar încet, încet suntem învățați să nu mai facem apel la aceste mari modele, la aceste mari texte și lucrurile, sigur, există, dacă vreți, o curgere obiectivă în acest sens. Revoluția mijloacelor de comunicare, revoluția lecturii, a cărții,
cartea care se citește, textele care se citesc direct în PDF pe mijloace electronice și așa mai departe. Dar, mă rog, rămâne de văzut care este calitatea creierului care se obișnuiește să facă numai acest lucru pe aceste mijloace de, mă rog, electronice. Vreau să vă spun că cele mai scumpe licee din Occident, acolo unde elita europeană care are și resursele necesare și duc copiii, practică învățământul de la 1800 și la 1900. Uniformă, disciplină, materii, învățarea latinei, a limbii grecești, importanța dată istoriei, manualelor, da? Interdicția telefonului mobil în, nu în clasă, în școală, controlul timpului din școală, cel de după școală, activități în comun, diversificarea activităților și așa mai departe. Deci acolo unde anul școlar costă de la 15.000 de euro la 70.000 de euro, nu se face învățământ modern. Nu se face învățământ postmodern. Se face învățământ așa cum l-am moștenit și noi din marele învățământ liceal interbelic, pe care vreau să spun că comuniștii însuși l-au păstrat cam până prin anii 70-80, când totul s-a depreciat în România. Eu am făcut liceul la Zoia Cosmădenească în București, în anii 80, la începutul anilor 80, și am prins încă acest învățământ. Cu mari profesori care aveau la rândul lor experiența profesorilor, încă experiența profesorilor din interbelic. Deci a existat o mare tradiție a învățământului românesc, repet, păstrată până la începutul anului. Asta este învățământul pentru care se plătește, repet, de la 15.000 de euro la 70.000 de euro în Europa Occidentală. Asta este învățământul de la Eton, din colegiile, marile colegii britanice sau din marile școli particulare din Statele Unite ale Americii. Deci, interesant cum progresul trebuie să apară numai pentru unii, dar în această materie care este vitală, pentru că e foarte important cine învață ce pe cine. E o întrebare fundamentală. Deci avem reeducare, avem această revoluție culturală care cuprinde ca pilon fundamental această reeducare. Avem un conflict din ce în ce mai vizibil între conștiința creștină a cetățeanului societății europene, românești, iugoslave, poloneze, occidentale, cu rigorile unui stat contemporan care devine din ce în ce mai mult agentul ideologic al unor minorități. Care nu sunt... care sunt în principal minorități ideologice. Minorități care își impun agenda, pentru că această agendă, de exemplu, a căsătoriei homosexuale, pe care noi încercăm să o preîntâmpinăm, să o blocăm prin aceste 3 milioane de semnături, noi toți creștini din România, vreau să spun, este un punct pe o agendă ideologică. Nu este necesitatea naturală sau socială, fie chiar și a unei minorități de 1,5% din societățile europene. Nu. Nu există această necesitate, această nevoie vitală. De altfel, vreau să vă spun că în toate statele în care a fost legiferată căsătoria homosexuală și adopția, pentru că în momentul în care legiferezi această căsătorie, ea nu poate fi decât legiferată cu toate drepturile aferente unei familii. Deci, miza adevărată nu este căsătoria, ci adopția copiilor. În țările în care această căsătorie homosexuală a fost legiferată, fie prin lege, fie prin unor chiar mai sus, la nivel constituțional,
numai o proporție de 3 până la 5% din membrii acestei comunități au accesat acest drept. Deci îl au prin lege, dar în mod, nu, absolut paradoxal, e ca și cum noi am cere, nu știu, ceva vital pentru noi, așa, și am spune, nu știu, am folosit numai 3 până la 5% dintre noi ceea ce considerăm vital. E, atât este rata acestei comunități care accesează acest drept. Există această adopție și în momentul în care statul recunoaște existența, legitimează și recunoaște existența acestor cupluri, avem practic o realitate care nu este numai una dată de toleranța noastră, mă rog, naturală sau oricum am motivat-o, ci devine practic realitate legală, juridică, constituțională. Și ea trebuie să aibă o expresie imediată în ce credeți? În educație. Pentru că dacă un stat recunoaște în Constituție și în lege că acest tip de... Mă refer la acest tip de familie pentru că e un exemplu pe care îl avem în față, suntem în cursul acestei operațiuni și putem opera foarte ușor cu el. Deci, dacă un stat recunoaște constituțional, juridic, legalmente aceste lucruri, înseamnă că norma socială se modifică din acel moment. Asta înseamnă că întreaga societate, reverberația este ca în principiul dominoului. Ca, da? Deci dacă lovim prima piesă de domino, toate celelalte cad. Da? E... Acest lucru se întâmplă și în cazul acestei extraordinar de importante revoluții culturale, pentru că, repet, această schimbare legislativă, constituțională, trebuie să aibă o reflexie imediată în educație. Pentru că dacă statul acceptă ca normă socială etic-socială, ceva, atunci statul se obligă și la educarea în sprijinul respectului față de această nouă normă. Nu poate fi creată o normă pe care statul să nu o propage după aceea. Ori statul nu propagă normele decât prin educație. Atâta timp cât învățământul public este forma fundamentală de educarea unei societăți. Toți ne trimitem școli. Sau aproape toți ne trimitem copiii în această formă de învățământ. Bref, în toate țările în care aceste lucruri au fost modificate, au apărut, a doua zi, sigur, e o metaforă, dar foarte repede, manualele. Manualele care învață ce și cum. Ce e această nouă familie, ce e această nouă realitate, cum să ne raportăm la ea, de ce trebuie să o acceptăm, nu mai să o acceptăm, pentru că asta cu acceptatul a trecut. Trebuie să o protejăm, să o ajutăm să se dezvolte și așa mai departe. Deci iată cum, de la textul unei simple legi, așa îi spune, în fond e o lege care te dă și lor un pic de drepturi, de privilegii și așa mai departe. Ce vă opuneți, de ce sunteți atât de retrograd și așa mai... E, iată de la un text care poate să fie o propoziție scurtă, nici măcar o frază, ajungem la schimbarea fundamentului societății. Pentru că în momentul în care copilului tău îi se explică, începând cu clasa a doua, a treia sau a patra, cum trebuie să se raporteze la aceste familii, cum trebuie să accepte că colegul lui are 2 tați, 2 mame, care se numește mama 1, mama 2, mama tata 1, tata 2, sau mai știu eu cum. Francezii au mers mai departe. Au exclus prin lege cuvântul de mamă și tată. Deci în raporturile oficiale administrative în școală trebuie să pronunți părinți sau tutor legal. Tocmai pentru a nu lovi percepția fină și delicată a acestor persoane.
care nu, nu se pot fi jignite spunând cuvântul mamă și tată. Deci iată la ce forme se ajunge din simpla schimbare a cuvintelor în textele de legi. Nu? Toți sunt, putem să devinim că ce e o lege? E un text, oricum, noi nu prea respectăm legile noastre, respectăm nici pastea, pa, mare, faceți o dramă dintr-o simplă schimbare legislativă, dintr-o simplă lege. Cum e, de exemplu, actualul proiect de lege al parteneriatului civil, care e așa o chestie atât de delicată și pe care noi ar trebui să o acceptăm, că în fond îi ajută și pe heterosexual, care în fond de ce să căsătorească, n-au, pot să stea în parteneriate civil. Acum, în principiu, foarte clar în drept că nu poți să creezi, să dublezi instituții, da? Deci nu poți să ai căsătorie și parteneriat civil cu simpla titulatură distinctă, dar cu aceeași realitate, pentru că în parteneriatul civil tot asta chipurile ar trebui să faci, nu? Să conviețuiești, să adun bunuri, să împarți bunuri, să ai copii și mai departe. Deci iată cât de generoși sunt și sigur vor fi deschise și homosexuali. Lucrurile trebuie deschise da capo al fine și ab initio. Nu, nu, orice pătrundere a acestor noi instituții juridice este extrem de periculoasă, pentru că v-am explicat că e cam principiul dominoului, ne conduce la dezastru final. Sigur că vom rezista așa cum rezistă și alții ca noi, inclusiv în momentul în care legile statului ne vor deveni, vor fi complet ideologizate și vor deveni extrem de atente cu sentimentele și credințele noastre, dar va fi mult mai greu și mult mai, mă rog, prețul plătit va fi mult mai mare. Deci iată, avem schimbarea legislativă a unui simplu text de lege, avem apoi trecerea la recunoaștere și la propagarea acestor noi norme sociale, etice, juridice și avem lucrul cel mai important și mai grav, educația. Schimbarea educației. Schimbarea substanței a ceea ce se comunică acestor copii. Deci avem în pilonii fundamentale ai schimbării, ai reeducării. Pentru că schimbarea în acest sens o numim reeducare. Pentru că crearea de legi noi, propagarea de noi norme juridice, etice, de morală, socială și mai departe, și schimbarea substanței educației, celebrul manual de educație sexuală, dar nu numai la asta mă refer, înseamnă atacarea întregii societăți la toate nivelele ei de vârstă. Și aici ne dăm seama că miza o constituie copiii, pentru că conștiințele noastre nu mai pot fi asaltate. Pot fi adormite, pot fi, mă rog, amețite, în sfârșit, dar fundamental schimbate nu. Pentru că am fost construiți așa, suntem construiți astfel, avem și o conștiință profundă creștină, suntem cauze pierdute pentru schimbarea de mine. În schimb, copiii noștri sunt subiecții cei mai interesanți și cei mai importanți în acest proces de reeducare și schimbare socială, culturală și ideologică. Miza, așa am spus-o, mai puțin public, unul că ajungem la, este invitat la televiziune, așa, odată pe secol, dar miza adevărată acestui proces de reeducare, de schimbare, sunt copiii noștri. Este viitoarea generație care trebuie să trăiască într-o lume în care toate acestea sunt forme, culori, diversitate, libertate. Nu există nimic rău. Răi suntem numai noi, pentru că suntem complet retardați și ne cufundăm într-o tradiție bimilenară, care nu are nicio relevanță, nu? Și atunci devenim
mă rog, conștiințele vinovate și conștiințele retardate ale progresului social și ideologic contemporan. Deci există, este vizată conștiința creștină și, bineînțeles, copiii ca material care, în ghilimele, dar pentru ei este un material, care poate fi plămădit, plăsmuit și cărora le pot fi șterse de la vârste cât mai fragede și mirarea, și rușinea, și conștiința binelui și a răului, pentru că, în fond, asta se vizează, o ștergere continuă, un gri continuu. Nu mai există fractură între bine și rău. Rău este o formă de, mă rog, un pic mai confuză, mai cețoasă a binelui. În fond, totul e bine. Absolut tot. Trăim cu toți într-o veselie continuă. Și e bun și ăla, și ăla, și ăla, și ăla care face asta, și ăla care minte, și ăla... Toți sunt foarte... lucrurile... sigur că intră într-o relativitate morală, politică, ideologică, extrem de grav. De altfel, principiul relativismului cultural este iarăși un alt principiu care se află în inima acestui război cultural sau acestei revoluții culturale care ni se propagă din ce în ce mai puternic. Sigur că e foarte greu să te uiți la televizor și sunt mulți care au renunțat să o facă, dar eu mă mai uit din când în când pentru că, mă rog, având și faci preocupări așa antropologice, uneori înțelegi către ce ești îndreptat. Filmul, ca instrument de propagandă, este uluitor. Este, are o forță uluitoare. Și acest mod de a viețui, acest mod de a înțelege totul ca relativ, fără nicio importanță, a fost pregătit prin film și prin televiziune. Nu o să intru în amănunte, dar am fost stupefiat de o producție românească care se numește Ilegitim și care este povestea unui incest. Am fost șocat și uluit pentru că mi-a depășit capacitatea de imaginare a răului și a perversității. Repet, vorbesc despre filmul românesc, produs în România, mă rog, pentru nu știu ce festival. Deci nu e vorba de clasicul film românesc care arată că totul în România este mizerie, este sărăcie, ignoranță, violență, stupiditate și așa mai departe. Ci de un film care vizează o problemă extrem de importantă, care vizează, dacă vreți, care trimite la una din experiențele fundamentale ale umanității. Nu există societate umană în istoria de, dacă vreți, de, nu de 10.000, de mai mult, dar să zicem de 10.000 de ani, care să treacă peste tabuul incestului. Nu există. E, acest film este o povestire ideologică de la cap la coadă, repet, în film românesc, în limba română, care propune trecerea și anularea tabuului incestului. Aflăm din această poveste că o fată și un băiat care erau frați gemeni au o relație incestuoasă și concep un copil. Și aflăm că tatăl, după, mă rog, ușoara scupoare de la început, devine aliatul nașterii copilului, iar filmul se termină cu tatăl care are vocea lui care spune cine ar fi putut să creadă și acum 20 de ani, uite ce am... E impresionant ce înseamnă evoluția și uite, un copil ca oricare altul, cuplu de... Așa se termină de altfel filmul, cuplu rămânând împreună, copilul se naște, toată familia se adună, tatăl înțelege în sfârșit că asta este realitatea, nevoia imperioasă a celor doi de a se iubi, nu? Marea nevoie de iubire, nu? Și așa se termină filmul.
o poveste de o stupiditate și de un grotesc extraordinar. E și foarte prost făcut, greu de urmărit, dar îl urmărești stupefiat de cantitatea de mizerie pe care o aduce și o propagă așa ceva. Am fost realmente șocat. Nu puteam dezlipi ochii de televizor, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă și unde vor să ajungă, de fapt. Eliminarea tabuurilor pe care se constituie întreaga civilizație umană este absolut de neconceput. Faptul că noi și copiii noștri pot vedea așa ceva la televiziunile românești și că pot călca din greșeală și în cinematografe, înțelegând că în fond așa ceva e posibil, în fond oamenii aia se iubeau, de ce să nu se iubească în continuare, de ce să nu... Este un atac extrem de dur. Sigur că nu trebuie să exagerăm. În curând o să înghețăm cu toții, deși mă apropii de final. Nu trebuie să exagerăm. Mesajele de genul ăsta sunt extrem ideologizate, extrem, și de aceea nici nu pot să treacă. Pentru că, cum spun, totuși, bunul simț al fiecăruia se oprește și se oripilează în fața unui astfel de mesaj. Înțelegi că acolo e chiar satana. Dar să fim atenți, pentru că așa au început acum 20 de ani și filmele despre minunatele căsătorii homosexuale. Dacă, mă rog, nu o să faceți aceste lucruri, nu trebuie să le faceți, vă spun că în filmele, și bănuiesc că știm cu toții la ce filme ne referim și la producție Hollywood, că este marele agent ideologic universal la ora actuală. Toate cuplurile, așa zile, familii de homosexuali, sunt cupluri perfecte. Sunt oameni de o bunătate, de o veselie, de o corectitudine, de o gentilețe. Dom'le, nu există nimic. E paradisul acolo. Sunt buni, își cresc copiii extraordinar. Îi ajută pe vieții heterosexuali sau pe vieții creștini, care săracii sunt și violenți, și vulgari, și invidioși, și răi, și nu mai cridesc cu defectele. Ăștia sunt nemaipomeniți. De altfel și în polemica din societatea de astăzi, a noastră, în România, unul dintre argumentele împotriva definirii familiei în Constituție este acesta. Nu vă e milă de copiii care stau în leagăne de copii și asta. Ar putea fi înfiați, adoptați de către cuplurile homosexuale. E mai bine să stea în sordidele noastre leagăne de copii sau știu eu ce alte instituții pentru cei mai mari, nu, decât să-și găsească un cămin cald cu oameni, cu intelectuali, și să trăiască acolo și să le fie bine. Iată unul dintre argumentele perverse referitoare la această acceptabilitate totală. Acum, nu-i mai puțin adevărat că situația multora dintre acești copii este extrem de tristă și e o problemă care ar trebui să ne macine pe noi toți, dar sigur că în special pe cei care conduc treburile publice în România. Iată, deci, doar câteva aspecte care, mă rog, am vrut să fac parte din registre diferite, din epoși diferite, dar am vrut să creionez continuitatea, legătura dintre ele și faptul că ele au o miză, că ele trimit către ceva. Nu sunt lucruri care pur și simplu ni se întâmplă. Mă rog, războaiele sunt cum sunt. Se întâmplă, sunt mari confruntări de putere, de interese, dar nu suntem în miezul unui astfel de război armat.
Suntem în miezul unui alt tip de război, care este unul cultural. Deci, aici lucrurile se întâmplă și trebuie să se întâmple în mintea și sufletele noastre și armele sunt imaginile, cuvintele. De aceea mass media este atât de importantă și de aceea conștiința creștină are atât de puțin acces la mass media oficială. Da? Pentru orice problematică, pentru orice punct de vedere, fie că e vorba de Catedrala Mântuirii Neamului, fie că este vorba de nu știu ce alte lucruri, fie că e vorba de a explica că Biserica Ortodoxă Română este la ora actuală cel mai mare actor în domeniul asistenței sociale din această țară, că fondurile cheltuite de Biserica Ortodoxă Română în decursul unui an pentru ajutorarea familiilor, copiilor, pentru asistență socială, pentru orice tip de asistență, fie că este chiar medicală, se cifrează la sume exorbitante și este principala și cel mai mare actor non-statal. Dar sunt lucruri, principiul acestei propagande și acestui război cultural este totala ștergerea evidenței, totala ștergerea adevărului, totala ștergerea bunului simț. Cifrele sunt, există, se știe cât se cheltuie, se știe cine sunt cei mai mari filantropi în societatea românească. Și cu toate astea, mesajul care trece, mesajul care este împărțit, este cel la polul opus. De aceea ne aflăm într-un război. Pentru că în această polemică, care vizează lucruri fundamentale, este folosită minciuna, propaganda mincinoasă, falsul, și vizează aneantizarea valorilor, al modului nostru de trai și a realității pur și simplu. Când îți permiți să acuzi Biserica Ortodoxă Română că nu face nimic pentru săracii societății, pentru neajutorații ei, și adevărul e la polul opus, dar numai acest punct de vedere trece în adevărul, în evenimentul zilei, în nu știu ce alte emisiuni de televiziune, îți dai seama că nu mai ai acces la cuvânt. Că ți se respinge un lucru fundamental. Dreptul la a te apăra și a spune adevărul. Dar o să mă opresc aici cu o foarte scurtă încheiere. Dacă credeți că putem intra în dialog cu bine, dacă nu e prea frig, limităm la minimum dialogul și încheiem și întâlnirea. Am vrut să discutăm despre aceste lucruri, în primul rând pentru că sunt foarte importante, în al doilea rând pentru că nu sunt aproape nicăieri discutate în mod public. Sigur că noi, între noi, acasă, cu prietenii noștri, cu cei din parohie, ne întâlnim, discutăm, ne mirăm, ne supărăm, dar e foarte important ca aceste lucruri să fie devaluate și public. Pentru că mă refer acum nu neapărat la ziariști, mă refer la mari intelectuali, sau ceea ce este numit intelectualitate publică, cea care are acces, deci, la mijloacele de informare la mass media. Îți vedea că acest tip de argumentație și de punere a problemei este aproape complet lipsă, dar pentru că nu pentru că situația n-ar fi cunoscută sau n-ar fi percepută la justa evaluare și de către unele din astfel de persoane, dar pentru că atingerea în public a unui astfel de curs implică un cost extraordinar. Pentru că notorietatea e formată într-un anumit fel. Notorietatea unora e formată fie în presa scrisă, fie la televizor, și atingerea acestor lucruri sensibile implică, practic, să nu mai ai acces la canalele care construiesc notorietatea rapid și uneori destul de solid.
Sunt, repet, e vorba în principal de categoria a ceea ce se numește intelectualul public, de cel care se exprimă public. Sunt o sumedenie de intelectuali de valoare extraordinară, dar care nu se exprimă public. Fie că rămân ancorați numai în profesiunea lor, fie că nu doresc să se exprime public și să aducă un sistem de credințe sau de valori în public, din diverse motive. Dar sunt unii care se ocupă, pe lângă profesiunea lor, pe care, în care pot să aibă rezultate remarcabile sau mai puțin remarcabile, rămâne de văzut, dar au această ocupare de a răspândi informații, valori, puncte de vedere și, deci, de a fi, mă rog, director de conștiință, cum se numeau odată. E, aceștia avem neplăcuta surpriză să vedem că nu se ocupă de subiecte extrem de importante pentru noi toți. Și vreau să vă spun că există un cost și nu sunt pregătiți să-l plătească. Iată, inițiativa aceasta extraordinară, care a demonstrat enorma solidaritate creștină în această țară și românească, națională, n-a fost felicitată de niciun dintre astfel de directori de conștiință. S-a petrecut timp de aproape un an de zile o cenzură, s-a folosit o cenzură în mass media oficială, extrem de drastică, de strictă. S-a vorbit numai în momentele în care chiar nu se putea să nu vorbești, când s-au dus camioanele cu 3 milioane de semnături la Senat, că nu știu ce s-a mai întâmplat. În rest, o tăcere absolut impenetrabilă în mass media, pentru că nu trebuia vorbit, pentru că era ceva care impieta asupra acestui mit progresist, asupra acestei revoluții culturale, asupra, mă rog, presiunilor, mai mult sau mai puțin externe, care spun, domnule, trebuie să vă mișcați în acest orizont, trebuie să acceptați ceea ce este și reprezintă o fatalitate, și anume completa deschidere către revoluția sexuală și către revoluția culturală a societății europene. Sigur că viața noastră nu se va schimba brusc. Există o lentoare, inclusiv aceste schimbări pe care noi o numim radicale. Dar se va schimba într-un mod extrem de trist și cu costuri extrem de importante pentru noi toți. Vedeți? Mă rog. Poți fi șocat de un film cu subiectul celui pe care l-am povestit, relatat în sfârșit. Dar vă dați seama ce șoc vom trăi în momentul în care vom vedea manualele propriilor noștri copii. Vreau să vă spun că Occidentul trece deja prin această experiență și cu acesta închei. Am adus din nou subiectul, discuția despre un lucru pe care îl cunoaștem cu toții și ne interesează foarte mult, tocmai pentru a înțelege încărcătura existențială, personală, dramatică, importantă. Am văzut și am citit, nu manuale întregi, pagini din manualele care asta fac, propagă noile valori sociale, noile norme etice, sociale, legislative. Poveștile sunt toate scrise, asta era un volum de basme, apărut în regiunea Veneției, împins pe ușa din spate, către Consiliul local, mă rog, municipal al, nu, regional al regiunii Veneția. Deci un manual de basme care transcria basme celebre, arhi cunoscute, în cheie sexuală. Prințul se iubea cu prințul, prințesa se iubea cu prințesa, mă rog, în sfârșit, chestiuni de genul ăsta. Plus materialul imagistic aferent. A fost aprobat în Consiliu respectiv, mă rog, o procedură. Părinții s-au trezit, și-au avut asociații, s-au răsculat, a fost redus. Exemplele se multiplică și în Germania, și în Irlanda, și în foarte multe, și în Marea Britanie. Există o doamnă din Marea Britanie care a conferențiat, a fost adusă de Provita București, a conferențiat în mai multe rânduri și în București, dar și în țară.
îmi scapă, mă iertați acum prenumele, dar numele era Tully, care este specialistă în această revoluție sexuală pentru cei mulți și urmărește de ani de zile acest fenomen al manualelor de educație sexuală comprehensivă și care arată în mod absolut științific care sunt daunele aduse conștiinței copiilor, care sunt riscurile enorme și mai ales care sunt modalitățile de impunere a unor astfel de manuale și a unui astfel de program. În America s-au închis peste 400 de școli și grădinițe confesionale care nu au acceptat decizia Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii de acum un an sau doi, nu mai știu, un an, în iunie 2015, care a legiferat la nivelul întregului teritoriu al Statelor Americii căsătoria homosexuală. Transformând acest subiect în mod fals, spun ceilalți juriști, acest subiect într-un subiect federal. Pentru că au existat fie discuții în parlament, congresele statale, fie referendumul în cazul statului respective, iar acest subiect era practic închis, pentru că peste 33, dacă nu mă înșel, de state refuzaseră să admită în legislația lor acest tip de uniune. Văzând că fenomenul se extinde, subiectul a fost preluat de Curtea Supremă de Justiție și transformat într-un subiect federal și orice decizie a Curții Supreme de Justiție este obligatorie pentru toate statele din cadrul Uniunii. Astfel a fost impus principiul uniunii dintre persoanele de același sex la nivel federal. Acest tip de impunere a unui subiect cu profunde conotații și ramificații ideologice prin ordinea constituțională juridică implică o carență enormă a democrației și implică exact ceea ce vă spuneam, o revoluție culturală de profunzime și, în ultimă instanță, ca să mă refer la titlul concret, dorința, și numai dorința, capacitatea de supunere a unei societăți, poate în ansamblu ei, la acest principiu al reeducării și la respingerea, anularea, uitarea fundamentelor creștine evidente ale societății europene. Este unul din lucrurile grave care se întâmplă sub ochii noștri. Ceea ce e bine este că foarte multe societăți, foarte multe popoare, încep să reacționeze. Francezii, care se află, într-adevăr, sub dominația acestei laicități și orientalități de stânga extrem de puternice, au manifestat împotriva acestei legi, sigur, cu rezultate minime, în sensul că legea a trecut anul trecut, dar au avut manifestații uriașe. Au avut două manifestații în Paris anul trecut, fiecare a avut peste 1 milion de oameni adunați pe Champs-Élysées, iar acum, pe 16, astăzi e 16, astăzi era anunțată o mare manifestație a acestor cercuri conservatoare catolice împotriva a căsătoriei persoanelor de același sex, care a fost aprobată în legislația franceză, 2, a educației sexuale în școli. Deci s-a adăugat un nou subiect pentru că, exact ceea ce vă spuneam, după aprobarea căsătoriei a început următorul pas, și anume schimbarea educației în sensul propagării acestor noi norme de... Și bănuiesc că și astăzi au fost, n-au atât să mă uit, 1 milion de francezi în stradă. Italia a făcut la fel, peste 1 milion de italieni acum câteva luni, nu știu, poate 6 luni de zile în Roma. În Mexic a fost acum 10 zile, 2 săptămâni, o uriașă manifestație în capitala
Mexicului de peste 1.250.000 de oameni care s-au adunat împotriva adoptării acestei legi, care era pe ordinea de zi a Parlamentului Mexican. Astea sunt puținele lucruri pe care am vrut să le spun într-un climat, sper, cât de distins, prietenesc și de dialog. A fost de curând o dezbatere publică, da, chipurile, da. O inițiativă prezidențială vizând educația, și la această dezbatere publică au participat oameni care făceau parte, erau înscriși pe niște liste a priori, știți? Da, da. Adică erau selectați pe baza unor principii, nu era deloc publică acea dezbatere. Pur și simplu era un mod de a justifica ceea ce se va întâmpla în educație în foarte scurt timp, la modul dezastruos. Deci numai că suntem marginalizați, asta este încă o chestiune, mă rog, așa, eufemistic spusă. Suntem deja expuși. Da. Erau acolo profesori universitari, rectori, care erau din psihopedagogie, din domeniul acesta al psihopedagogiei și care erau efectiv revoltați și spuneau pe noi, nu ne-a întrebat nimeni, dumneavoastră operați niște schimbări în trunchiul comun. Nici nu i-a întrebat nimeni. Și nu i-a întrebat nimeni, pentru că concluziile atelierelor care au urmat după discuția aceasta în plen, au fost trase de reprezentanții elevilor din consiliile elevilor. Din 40 de oameni, profesori, învățători, metodiști, inspectori. Da. Deci concluziile le trăgeau reprezentanții din consiliu. Este singura șansă. Trezi și activi. Da, nădăjduim că viitorul proiect al Coaliției pentru Familie poate va fi pe acest domeniu al învățământului. Așa să încerce o coagulare a asociațiilor creștine care să activeze cu acest domeniu. Este și un domeniu în care dumneavoastră sunteți familiar, din câte înțeleg, domeniul educației. Și n-ar fi o idee rea deloc, pentru că, să știți, sunt foarte multe voci puternice, autorizate, pentru că sunt profesori universitari în psihopedagogie, care sunt extrem de nemulțumiți, pentru că știu și își dau seama că lucrurile nu merg într-o direcție coerentă măcar, nici măcar coerentă. Și sunt foarte conștienți de această falie în educație care se va întâmpla cât de curând. Și cred că ați dat o susținere substanțială, adică, așa mă gândesc. Poate nu mi-am gândit pe care. Credem cine rezervă la viitorul și îndreaba la Dumnezeu pentru noi. Bun, vă mulțumesc foarte mult. A fost o onoare pentru mine să mă aflu aici și să vă mulțumesc. Deplâns, într-adevăr, frigul de aici. Întrebarea și vă rog să meditați la ea, fără să așteptăm răspunsul, vă așteptăm altă dată să ne dați răspunsul la această întrebare, era în ce măsură crearea unei comunități poate susține apărarea în ceea ce privește pericolele pe care le-a enumerat domnul Mihai Gheorghiu. Da? Deci să fim treji, activi și să medităm la această întrebare la care vă așteptăm să ne dați răspunsul altă dată. Mulțumim din suflet!